Ia, ați văzut? A mișcat PNL-ul să mor, n-ați văzut? Bă, trebuia să fiți pe fază, eu v-am zis să fiți atenți. Chiar a mișcat PNL-ul, serios. Mă rog, poate a fost un reflex, ceva, un spasm de ăsta, cine știe. Oriunde așteptăm noi să tot miște și... Na. Dar a zis un liberal ceva despre corupție, chestii de-astea cu... Mă rog, nu e bine deloc. Senatorul PNL Radu Filipescu a depus la Parlament o propunere legislativă prin care funcționarii publici să nu mai fie suspendați din funcție dacă sunt trimiși în judecată pentru infracțiuni de corupție și de abuz în serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals și infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității. Radu Filipescu, bravo mă, Răducule, ce ai zis tu? Au ieșit milioane de oameni în stradă pentru anticorupție. Clar, acum e momentul cel mai bun să o dau pasta cu rămânerea în funcție când e suspiciune de corupție. Bun, bravo, pare un politician de viitor, mă băiatule. Lași impresia falsă, e clar, că tu gândești. A fost întrebat și Liviu Dragnea despre această inițiativă și a zis ceva de genul... Bun, bun, îmi place, bine Răducu. Vorba aia, USL-ul n-a murit, USL-ul se transformă. Nu cred că este o idee rea, pentru că totuși trebuie să ne obișnuim și cu principiul de prezumție a nevinovăției. Până când un om este condamnat, nu cred că trebuie să plece de la serviciu. Sunt de acord cu această propunere și o voi susține. Nu, Livache, nu e bine, nu e o idee foarte bună. Ce naiba, mă, tată? Chiar... Cum să-l strigăm de acum pe Liviu? Dragneo, Livao, Livinio? Ah, sau mai simplu, Roacăre!